Dragul meu, felicitări! Ai câștigat cea de-a șaptea ediție a Press Cup Dr. Oetker. Cum a fost? A fost foarte frumos, foarte greu, dar foarte frumos, că în fiecare an turneul este foarte puternic și e foarte bine organizat. Grație vouă, mă simt foarte bine și mă bucur foarte mult că am onorat, că am putut să vin, să onorez invitația și să mă simt atât de bine astăzi pe terenul aici, la Curtea de Argeș. E fenomenal, e o bază foarte frumoasă, am jucat de vreo 5 ore tenis și parcă a trecut timpul așa, nici măcar n-am simțit. Pe lângă baza ultramodernă, până și vremea a ținut cu noi, având în vedere că zilele trecute a plouat orențial. Da, și dacă mă gândesc că acum 2 ani ne-a prins ploaia aici, am jucat foarte puțin tenis în sală, acum vremea e impecabilă, ca acum 3 ani, ne-am simțit foarte bine, ne bucurăm, adică după sufletul nostru, nu? E și vremea. E cu noi, a fost cu noi. Cum ți s-a părut baza? Impecabilă, ca de obicei eu știam. În trecut, acum câțiva ani am comentat de aici, mi-aduc aminte un futures, trenuri foarte bune, baza foarte frumoasă, dar lumea o știe, o cunoaște, una dintre bazele cele mai frumoase din țară. Aș compara-o cu cea de la Brașov, Olimpia, ca și amplasament aici între dealuri, între ei. E foarte frumos, e o bază cochetă, modernă, super, nu am ce să zic. Mulțumim frumos, Cristi, și felicitări încă o dată! Mulțumesc!